Costele, mai lasă-l dracu de televizor, du-te și tu și taie niște lemne, că mor de frig. Nu mă deranja, lasă-mă în pace, dacă ți-e frig, dă foc la casă. Ac, sunte mamă, du-te mamă tu și ia niște lemne. Lasă-mă făcă, dacă îți dau un cap în freză, rămân orfan, auzi? Lilă, Lilă, mamă, nu mai sta aproape așa de televizor, că strici ochi. Vrei să ți stric pai tăi? Go away! Doamne Dumnezeule, pupața-și barba ta, colibie! Fă o minune, că nu mă mai înțeleg cu nebunii ăștia, te rog eu frumos. Eu aș fi făcut eu minunea, nu mă pricep și de asta apelai la ajutorul lumea tale. Te rog frumos, că nebunirea să uită la filme pe hâmbo toată ziua. Și nu numai ei, tot satul, nu mai am cu cine mă înțelege, doamne. Așa că fii atent, doamne, pupața-și cercul tău de deasupra capului. Mâncața și existența ta infinită. Fă o minune ceva, că nu mă mai înțeleg și dacă nu nebunesc ăștia, nebunesc eu, doamne! Înțeleg? Ia uite! Să terminară filmele. Dar unde dracu dispărură ăștia? Doamne, mulțumesc, pupața și norișorul tău de pe care dai tu porunci. Axânte! Costele! Unde sunt ăștia, mă? Bună ziua, Elena! Doamne, mitică, ce pățâși, mă! Ce, nu-ți place? Da, de ce? M-am uitat o lună de zile la televizor, mi-am ales și eu un personaj. Ia să vedem, ghicești cine sunt? Frankenstein. Ce ai fă, nu vezi costumul, ia uite! Ei, scuză-mă, eu m-am uitat la față, dragă! Da, cine ești, de fapt? Sunt făt frumos pe un cal răpciu gos, am paloșul gros. Dragul meu, nu puteai, dragă, să-ți alegi tu alt personaj? Zorro, la Leaua Bej, mai știu ce. Am avut televizorul fărâmat vreo două săptămâni și n-am văzut decât desene animate. Auzi, dar văz că și tu te uiți la televizor. Păi de ce? Păi văz că te deghiza și Muma Pădurii. Dragă, asta este fața mea naturală și așa... Firea, dracu, mă jignește, a? Mai pup tu ceva. Măleană, eu venit să-ți cer niște jumări, că n-am ce mânca la iarnă, auzi? Păi cum n-ai ce mânca? N-ai porc acasă! Am avut, dar am scris balaurul cu șapte capete și... Hai, cu paloșul! Și l-am îngropat. Doamne, ești nărod la capete, ia de aici niște jumări! Da, și hai, du-te, schimbă-te, că ești singurul de bun de prin satul ăsta, hai! Du-te de aici! Axânte! Axânte, mamă! Axânte, mamă, îți furară țiganii hainele? Eu Tarzan to Jane. Scuză-mă, Axânte, dar unde ai mai văzut tu Tarzan așa grași? Înțelegi? Că să rupe dracu copacul cu tine. Tarzan, foame, fă, Tarzan, foame! Am mâncat trei elefanți și trei hipopotami. Păi de unde, mamă? Din cotețul cu găini. Și sorul ta, unde e sorul ta? E în pom, afară. Cita, aguna, cita! Ei, asta tot mai seamănă maimuță cu ajută fața. Mamica, te rog, eu roagă-l pe Axinte să nu mai îmi dea atâtea banane, că mă doare burta de la cât scoce de porumb în cai. Cita! Cita, asta nu mama, asta gorila urâta. Tarzan, omoare gorila. Auzi, potolește, potolește-te, dragă. Costele, vino și ia-i nebunului cuțătul. Coste, coste. Hov gâhât. Bună seara, tu cine ești, mă, hipiotule? Vine tu, mare războinic. Du-te, naiba, mă! Fața palidă are ceva probleme? Du-te, naiba, mă, Costele, că te-am recunoscut! Ce bine stă cu părul lung! Dacă nu știam că ești Costel, mă dădeam la tine!
Sora mea față penibilă m-a jignit numindu-mă Costel. Am să iau scalpul. Ce ai, bă? Dar văd că a scalpat-o natura înaintea mea. Ne-a vine tu, ei! Hai să o jupuim pe asta, să ne facem o cașin din ea. Fratele meu, burtă exagerată, a grăit drept. Prind-o! Prind-o! Ce? Bă, lăsați-mă dracu, pa! Cita! Prind-o! Cita! Urmele sunt încă proaspete. Hai, mă, tată, tu chiar crezi în Vinetu și în astea? Nu e, mă, tată, adevărat. Uite, mă, dâra, că făcut pe ea de frică. Hai după ea, uite, hai! Romica! Unde ești, Romica, că mă urmăresc nebunile aia? Romica, dă o țuică, că nu mai pot, mă urmăresc aia! Romica! Mă, Romica! O singură mișcare și ți-au gâtul ca la curci. Scuză-mă, te-ai sisimănit și tu? Viet coangă nenorocită. Mie să-mi spui unde sunt prizonieri americani. Rambo, tu ești muică. Auzi, ești Rambo 1, 2 sau 3? Toți 3 sunt, fă. Auzi, dar nevastă ta știe că-i furaș cuțitul de tăiat tăiței? A? Te mai întreb o dată. Dacă nu-mi spui unde sunt prizonierii americani, am să încep să te torturez. Păi deja mă torturez, că ți-am cerut țuica de 2 minute și nu mi-ai dat-o. Fii atentă că încep cu degetele. Ia să mi le pup, nu-i așa? Na! Nu. Să ți le tai. Auzi, dar mai bine nu-mi tai unghiile. Ce vorbești, fă să întocesc eu cuțitul. Mâna pe masă, hai! Ajutor! Ajutor! Păi! Vă sparg pe toți să moară mama! Frankfurte? Frankfurte, tu ce personaj ești, mamă? Sunt Hercule cu cerește Atlantida! Eu crezui că ești Muc cel mic. Băi, tu ăsta, las-o pe Leana în pace, că dacă nu, te iau cu o mână și te arunc până în... Până în ce, mă? Până nu mă enervez! Tu te bă, dracu, Grisina, dracu, de aici. Mamă! Devastez tot! Îți mai trebuie barul ăsta? Mă! Barul! Uite că veni primarul! Na, să vă învățați minte, na! Doamne, Romica, ce mama dracului faceți aici, abia? Ne jucam și noi de-a filmele, domn primar. Hai, du-te de te schimbă! Frankfurt, te lasă barul în pace! Devastez barul! Sparg oglinzi! Rup scaunele! Bă, mai vreți să vă dau amendă? Așa, amendă, domn primar, amendă la toți! Că matale e singurul om cu cap din comuna asta! Păi dacă distrugi scaunele, eu unde mai fac? De nebun și de perverși. De nu mă duc eu și sunt la poliție direct. La poliție! La poliție, firața-i dracu, la balamuc cu toți! Să vă bagem balamuc pe toți! O, iapă sălbatică! O, bizuanco! Lasă-mă în pace, că te gherăm! Dacă nu te gherăm, te gherăm! Frate Tarzane! Tarzane! Ia vezi tu, frate Tarzane, nu cumva asta e vita rătăcită din turmă? Și mă uit dacă e însemnată cu fierul roșu! Nu e! Eu o țin și tu înseamnă cu fierul roșu, hai! Nu, lasă-mă, a dracu să fiu! Dacă nu mă duc la poliție, la balamuc cu toți!
Sora mea cu capul ca luna plină cu tărâță. Cam la ce poliție te duci tu? La toți! La Garcea, la Zbârcea și la Zburcea. Mă duc la toți. Poate la Colombo, Kojak și Menix. Păi ce, să tâmpiră și ăștia? Atunci mă duc la unchiul meu, Mișu Ciobanu, că ăla n-are televizor. E, de nu vom punge la cu furca pe toți? Na, să vă nu cred că are cum. Ce? Eu! L-a scalpat pe unchiul meu! La... Atunci mă duc la vărul meu! Na! Eu! L-a scalpat și pe vărul meu! Lumea au nebunit ăștia, au scalpat-o satul! Eu, Doamne! Fratele meu, căpățână de bivol! Da, mare șef! Leagă la stâlpul caznelor! Ce? Nu, nu! Cita! Leagă aguna! Nici o cita! Nici o cita! Gata, gata! Nu mai vreau să fiu cimpanzoică! Gata! Atunci ce vrei fa să fii? Urangutangă! Lasă-mă! Lasă-mă, fată, pace! Doamne! Acum... Tu dai în ochiul stâng și în ochiul drept. Hai. Ce? Nu, nu, nu! Auzi? Mai întâi o ungem cu miere și după aia chemăm termitele. Aha. Iar limba care m-a drăcuit 20 de ani va sta în punga mea cu medicamente. Costele, ai medicamente în pungă? De? Dă și mie un alt bocal, Min, că mă doare capul, te rog. Tăcoci. Cam mare pastila asta, ceful. Coropișniță! Costele, mă mănâncă burta, Costele! Măcar o dată în viață să te mănânce burta, că toată viața te-a mâncat cârca! O tranșăm și o împărțim! Așa! Îmi dai și mie un picior? Ia de aici! Ah, numai de la mama! Vrei de la mama? Cu dedicație fără număr de la mama! Ia! Săriți lumea că au nebunit toți lume! Sari! Băi, oameni buni, lăsați femeia în pace. Așa, nașule, ține-mi partea, dezleagă-mă, nașule. Stai, tată, că te dezleg eu, stai. Așa, nașule, că numai matale e sănătos prin satul ăsta. Dar de ce ai cearcă de la ochi, nașule? Le-am de mult, tată. De când de mult, nașule? De pe vremea când trăiam! Ei, satană, ei! Ei, satană! Câș, câș, câș! Ei, satană! Da! Așa să te saturi. Ce leamă tot ai în mine? Fusăș vampir! Eu vampir? Da! Cred că văzui prea multe filme. Ce se întâmplă aici? Toți au nebunit și tu te-ai crezut vampir, dar ți-am dat un șut în minorități și ți-a trecut. Să știi că asta e soluția, șutul ăla. Bună ziua, Leana! Auzi? Dar nașa nu s-a țăcănit? Nu, nu lăsai să uite decât la desene animate. A. Păi stai că și Mitica s-a uitat la desene animate și acum să crede făt frumos. Da, fată. Fata ăsta o fi înțelegând și el ceva când s-a uitat la desene animate. Dar s-a văzut pe Tom și Jerry și crezut că e documentar cu șoareci și pisici. Auzi, stai să-i vindec eu ăștia cu lovitura aia decisivă, stai. Mare șef de trib! Nu te apropia de mine că te omor! Nu. Înainte de a mă omorâ, nu vrei să te rogi la marele Manitou? Ba da, ba da. O, Manitou! Fă, tu ești nebună, dă-i mine, vrei să le iei? Și-a revenit Costel, și-a revenit Costel. De la ce să revin? Păi te crezuși, vine tu, nebunule! Eu vine tu, nebună ești tu! Tarzane, ia uite ce mă, dacă se vine tu! O să pedepsesc! Ce zici, nașă? Ce mai muzică drăguță! Cita! Aguna! Nașă, eu mă duc prin sat să-i vindec și pe-i lars, că mai sunt sandilei dintre ăștia. Tu s-o vindești pe fie mea, da? Păi trag un șut în biluțe! Nașă, ultimile descoperiri arată că femeile n-au biluțe, nașă. Zău? Ce? Chiar, dragă, ai dreptate. Pe bune, am dreptate. Du-te de acine! Și voi ăștia lați de pinsat?
Începeți să primiți acum loviturile lui Zinedine Zidanca. Ți-a plăcut, fă, cum îmi stătea cu plete așa? E, parcă erai José Armando. Nu-mi făcut și mie o poză. Păi ce era, să stric clișeul pe dobitoci? Auzi, vezi cum vorbești că... Că ce? Ce, îmi iei scalpul sau ce? Nu fusești tu în stare să-mi iei scalpul când te credeai vine tu, dar rămite acum. Ac sunt mamă. Și tu nu te vindecași, tot Tarzan te crezi. Nu fă, mămică, mi-au furat țiganii hainele. Păi du-te, mamă, și tu și altele, hai. Păi nu m-am altele. Știu, ac sunt mamă, du-te și dezbracă-și tu un copil de pisat, hai. Ce mă pe acelea? Mulțumim că ne-ai vindecat! Bravo, fă, salvași tot satul! Ia uite și Lila, te vindecași, Lila mea. Mă vindecă Nașa. E, bravo. Și Nașa unde e? Nașa! Ia vino. Cita! Doamne, Lila, vino, mamă, bine că s-a terminat tot balamucul ăsta și gata, scăpară-mi, hai. Ce? Unde te duci? Mă uit o țără la televizor. Nu te mai uiți la niciun televizor! Nu, nu-i fă, că nu-i film, e meciul. Sigur, e meci? Sigur. Da, e meci, poți să te uiți la televizor. Ai, Lila, tu ce faci, mamă, acolo? Mă caut de purici. Pă, când ai luat tu, mamă, purici, a? Când fusei maimuță. Păi și de ce nu te detești cu gaz, mamă? Păi nu mai avem gaz, mamă mică. Nu, că lua vecinul Mitică când se crezu foarte frumos. Tu nu înțeleg, ce să facă cu el? Îl turnă în gura porcului să-i facă flăcări ca la balaur. Auzi, bine că se terminară toate și scăpară-mi de toate. Mm-hmm. Auzi, mămică, dar tata de ce se uită la televizor, hă? E, lasă-l, că are voie, fițar pure, ce ai dracu să spui. Are voie, că nu e film, e meci. Îți plăcu Costele meciu, hă? Da, a fost... A fost un meci foarte frumos, cu multe faze de poartă. Noi puteam să atacăm mai mult, dar importante sunt cele 3 puncte puse în joc și sperăm să câștigăm. Costele, și... înnebuniși iar... Înnebuniși? Nu știu dacă am înnebunit, dar vreau să-l întreb pe nenea Gigi Becali dacă sunt nebun și sper că victoria pe care am obținut-o să ne și califică. Au! Faul! Faul! 11 metri! 11 metri! 11 metri! A dracu să fiu care v-ați mai uita la televizor de acum înainte, că le ascund în beci fivar firmele alea. Ai plecat și nu te rog să plâns. Ai plecat fără niciun cuvânt. Ai plecat. Mă, nebunire-ți vă uitară-ți iar la televizor? Da, fă, dar numai pe Atomic. Ai plecat și multe noți a plâns. Auzi, zici și mie, Mitică unde e? Mitică s-a dus să se radă în cap, fă, că el se uită numai la Marcel Pavel, da? Ai plecat și multe noți a plâns. Ia stai așa. Auzi, Leană, dacă ai nevoie de autografie, să știi că nu dau decât pe sân să moară mama. Ai plecat. Ia, stai. Deci eu dacă mă uit la televizor, pot să fiu ce personaj vreau? Bine că spusăși. Auzi, fă, dar nu are importanță, că la cum arăți tu trebuie să te uiți numai pe Animal Planet. Ai plecat. Auzi, stau pe bulgari. De ce, mă? Păi numai bulgarii se văd cu purici ca Leana. Ai plecat. Maxinte, ce face măta dincolo, mă? Nu știu, că se uită la televizor și tot schimbă canalele. Aha. Cred că nu știe ce personaj să-și aleagă.
Domnule, am încercat vreo 10 personaje până acum, nu i-a ieșit niciunul. Da, zi-mi și mie, ce fuia până acum? Fură Duleașca, fuiesca, fu tabără, fu teo. Spune-i, bă, să se potolească, bă, cine știe în ce se deghizează și mă trezesc în sura cu Janin de mă dă sârbă afară din televiziune. Acum s-a cumințit, acum nu mai butonează. Păi normal, bă, început telenovela. Să vezi năroada că se deghizează în gagica lui José Armando. Vezi ce omor îi dau. Zi să vină încoa. Mamă, vină fă să te bată tata. Ce-ai făcut cu tine? Există un explicațion? Ablas. Eu vrusei să fiu gagica lui José Armando, dar greșit eu renovela și nimerim de cea urâtă. Așa trebuie fa, așa să rămâi. Dă-mi o palmă după ce apă să-mi revin, că așa cu Lila cu Nașa. Bă, care dă asta l-o mor. Las-o așa. Axunte! Vino, mamă, și dă-mi o palmă după ceafă, că-ți dau câtă mâncare vrei. Gata, mi-am revenit? Da, mamă! Acum nu mai sunt Betty cea urâtă. Nu, acu' ești Leana cea nașoală.